Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 16 la 20. Un cuvânt, un text despre botez. Matei 28, 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Să ne așezăm. Ce este, dragii mei, botezul? Oare ce este? Botezul este, cum bine știu cei cinci candidați și cum bine știm toți, iubiți credincioși, botezul este un început, un mare început. Și nu e doar un început botezul, ci așa cum vom afirma în cuvântul nostru de învățătură de la această ocazie specială, botezul este începutul, adică îl articulăm. Nu e unul dintre începuturi, pentru că are loc o singură dată în viață, botezul este începutul. Și nu e doar începutul. Nu e doar unic și inedit. Botezul este, adăugăm, începutul cel bun. Începutul cel bun. Căci multe începuturi are omul în viață. Prea multe începe și prea puține sfârșește. Suntem topiți după începuturi. Ne plac începuturile. De altfel, nu e o rușine să-ți placă începuturile, pentru că lui Dumnezeu îi plac. Geneza 1:1, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ioan 1:1, cuvântul, logosul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar a rânduit Dumnezeu ca în viața de credință sau viața de credință să aibă și ea începutul ei. De aceea, aplicând pentru această dimineață, noi vom rosti: la început era botezul și botezul era de la Dumnezeu și botezul era cu Dumnezeu și botezul îl leagă pe om de Dumnezeu și devine un punct de referință pentru om pentru restul vieții lui, ca dacă va fi să pribegească într-un fel sau altul, să aibă la ce să se întoarcă, la începutul lui, începutul relației lui cu Dumnezeu. Putem să afirmăm, nu e așa, o facem așa de rar, dar azi putem: binecuvântat fie botezul creștin, căci el ne dă șansa să începem marea aventură cu Dumnezeu. Căci bine se spunea de către colegul meu, citând din Pavel: cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Slavă lui Hristos și binecuvântat fie botezul. Cum adică începutul cel bun? În cel puțin patru privințe voi încerca să arăt. Botezul este un început, în cel puțin patru privințe. 1. Botezul este un început moral. Moral. Moral sau etic. Moralitatea are legătură cu toate pulsiunile, toate pornirile, toate tentațiile noastre care vin din străfundul ființei, dintr-o natură căzută, înspre rău, înspre răul moral. Păcatul are de-a face cu morala sau morala are de-a face cu păcatul și implicit cu poruncile lui Dumnezeu care opresc, stăvilesc păcatul. În Decalog găsim din cele 10 porunci, 6
formulate prin negație, prin interdicție, prohibiție, să nu faci, să nu, să nu. Așa este Dumnezeu înaintea omului, pentru că de la cădere încoace inimile sunt pornite spre rău. Tendințele noastre primare sunt întotdeauna reprobabile, discutabile, distrugătoare de ființă și de relație cu Dumnezeu. Și omul iese înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu iese înaintea omului prin acest să nu, să nu, să nu. Abia îl mai poate Dumnezeu opri pe om să nu și apoi să da. Și Apostolul Pavel a prins atât de bine într-o singură propoziție această bătălie morală când a zis: nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine. Nu răul din lume, nu răul calamităților, a atentatelor și a războiului, pe care oricum nu le putem stinge. Nu răul pe care îl vezi la alții și de care te sperii, nu răul. Bătălia creștinului este să biruiască răul din el. De aceea botezul este un început moral și pentru aceasta ar fi suficient să ne ducem la Ierusalim și să ne gândim la textul din Fapte 2 și la ziua cincizecimii, când după predica apostolului Petru s-au ridicat ca unul atâția oameni din jurul apostolului și au întrebat: fraților, ce să facem? Și răspunsul a venit de îndată: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat, cum spune, spre iertarea păcatelor. Ați văzut că și crezul pe care l-am rostit rămâne fidel afirmației petrine și zice: cred într-un botez spre iertarea păcatelor. Când apare pentru prima dată în epoca bisericii conceptul de botez în predica rusaliană, botezul este legat de iertarea păcatelor, de izbăvirea de sub păcat. Să ne înțelegem, nimeni nu crede că apa în care vor fi botezați aceștia cinci iartă păcatele. Apa e prea slabă să ierte, de aceea avem ceva mult mai puternic spre iertare, care e sângele lui Iisus Hristos. Dar botezul e momentul care certifică, pecetluiește această iertare, care conferă în chip vizibil, în chip evident pentru cel care se botează și pentru cei care asistă, că cu adevărat moralitatea, adevărata moralitate, nivelul cel mai înalt de sfințenie, de moralitate, are nevoie de un moment de felul acesta, emoționant, profund, personal, asumat, care se numește botezul. Nu vrem să spunem prin asta, dragii mei, că acești candidați până la ziua botezului, cum e acum, n-au trecut și n-au avut parte de iertarea lui Dumnezeu. Sigur că au avut parte. Doar că acum în botez, ei își dau o șansă morală pe care n-au avut-o până acum. Aș vrea să fac o afirmație în care sper că mai credem. Botezul îți dă mai multă putere. Produce ceva la nivel mistic, nevăzut în tine, tu care te botezi, care te-ai botezat și ai o altă putere în lupta împotriva păcatului și devii mult mai determinat, devii mult mai puternic, mult mai angajat în bătălie, devii un soldat care nu mai cazi pe câmpul de luptă. Pentru că botezul este un început moral. În al doilea rând, botezul este un început sapiențial. Sapiențial. Să mă iertați că am ales acest termen, dar doar pentru terminație l-am ales. Ca să aibă o rimă. De dragul rimei, ce nu face omul? Dar e și corect. Sapiențial vine de la sapiencia, limba latină, care înseamnă înțelepciune. Și atunci, botezul nu e doar un început moral, ci e și un început de înțelepciune. E un început sapiențial. Îl face pe om mai bun sub aspect etic, dar îl face pe om și mai, cum? Mai înțelept. Adică te botezi și capeți minte, cam așa ceva. Sigur, nu capeți mai multă inteligență, nu te amăgi. Nu te amăgi. Nici cu memoria nu neapărat o să stai mai bine. Nici nu te ridici din apa botezului știind limba germană. Dau un exemplu.
De engleză nu mai zicem, că tot românul știe engleză. Dar ca să fim mai spirituali, nu te ridici din apa botezului știind pe de rost evangheliile. Ca să le înveți, trebuie să vii la concursul Aventură prin Scriptură. Că nu merge așa. Înțelepciunea se slujește de inteligență, memorie, imaginație și celelalte, câte ori mai fi, sau câte ne-au mai rămas. Dar nu este acele lucruri. Înțelepciunea e ceva care le adună pe toate și le dă o formă, le dă o finalitate, le pune în armonie și ia întreaga ființă, mai ales partea gânditoare a ființei, și o duce spre niște culmi unde inteligența nu poate să ajungă singură, nici memoria, nici celelalte facultăți psihice. De aceea, îngăduiți-mi să vă dau și aici un exemplu, tot din Faptele Apostolilor, de data aceasta, capitolul 18, nu mai citim, nu vom fi în Ierusalim, vom fi în Corint, unde Apostolul Pavel face misiune, era în cea de-a doua călătorie misionară, și la un moment dat, ajungând în Corint, primind acolo niște ajutoare, în sensul discipoli care vin să-l ajute în misiune, se dedică întru totul predicării Evangheliei și la un moment dat ajunge într-o casă a unui anumit Iust, care îl primește pe Pavel și echipa misionară, și se produce un fenomen, un eveniment care merită salutat. Zice că un anume Crisp, ăsta era numele lui Crisp, fruntaș al sinagogii, a crezut și el, a lăsat sinagoga, l-a urmat pe Pavel, a se înțelege, l-a urmat pe Iisus. Exemplu mi se pare bun la acest început sapiențial. Pentru că vorbim aici de un fruntaș al sinagogii care coordona sinagoga, iar în sinagogile din secolul I se făceau trei lucruri, precum bine știm. Se cânta, se ruga, se explica Scriptura. Se făceau cele mai sfinte lucruri din săptămână. Cele mai înălțătoare pentru mintea evreului care participa sâmbătă de sâmbătă la sinagogă. Iar fruntașul sinagogii, dacă era fruntaș, înseamnă că le făcea acestea cel mai bine, le coordona. Era un om înțelept. Pentru că, nu-i așa? Nu puteai să conduci sinagoga dacă nu erai mai înțelept decât ceilalți, mai cunoscător, nu? Dacă nu erai mai cu autoritate între ei. Fruntașul acesta, pe nume Crisp, zice că face schimbarea prin credința în Iisus. El credea în Dumnezeu Tatăl, nu credea în Dumnezeu Fiul. Și îl acceptă pe Fiul, bătălie grea pentru mintea unui evreu, dar îl acceptă pe Fiul în urma predicării lui Pavel și trece în zona creștină, adică se încreștinează, devine parte din Biserica lui Hristos. Și îmi place să cred că acest Crisp a avut parte prin propriul lui botez și începând cu el de o înțelepciune superioară, care nu mai era numai a Vechiului Testament, ci era și a Noului Testament, care nu mai era doar a revelației prin Tatăl, ci era și prin revelația prin Fiul. Asta vreau să spun. Cine se botează are șanse la înțelepciune mai mare, mai amplă, mai înaltă. O înțelepciune pe care sigur că și-o va energiza mereu cu textul Sfintelor Scripturi, cu ajutorul Duhului Sfânt, cu participarea necontenită la biserică și la lucrarea lui Dumnezeu. Sigur că nu va sta nepăsător, asta nu vine de la sine, dar te predispui la o altă înțelepciune, la o altă înțelegere a lumii, a vieții, a începutului, a sfârșitului, a umanității, a tot ce vrei, mintea ta. Lucrează deja cu altă materie, la un alt nivel, privește mereu spre cele nevăzute, spre cele de dincolo. Să ne dea Domnul tuturor această înțelepciune, să ținem la ea. 3. Botezul este un început vocațional. Vocațional. Evident, mă refer la vocație. Mă refer la înclinațiile noastre înnăscute, și pe care apoi, sper, le șlefuim prin multă educație, prin lectură, prin mare atenție. Dar fiecare dintre noi identificăm în noi, iubiți credincioși, ceva care ne face plăcere să facem.
Ceva bun, mă refer. Ne referim numai la lucruri bune. Ceva uneori din proiectele bisericii, din dinamica unei comunități, unde ne regăsim în lucrarea aceasta, în misiunea aceasta mă regăsesc eu, în faptul acesta. Simt asta și uneori folosim pentru vocație expresia devenită aproape un truism, dar atât de adevărată în esență. Mi-a pus Domnul pe inimă. Ați observat că ne pune Domnul pe inimă lucruri diferite? Aici este umorul infinit al lui Dumnezeu. Nu toți avem pe inimă aceleași lucruri, aceleași lucrări. Nu toți avem pe inimă aceeași slujire, aceeași formă de slujire. Nu toți dăm năvală în aceeași direcție, ca slujire mă refer. De ce îngăduie Dumnezeu așa ca să ne pună pe inimă lucruri diferite? Pentru ca toate lucrurile să se împlinească. Pentru ca toate să se facă. Pentru că dacă toți am avea aceeași înclinație, aceeași vocație, ce s-ar întâmpla cu noi? Cum ar fi ca toți să aibă vocație de predicator? Nici nu vreau să-mi imaginez. Nu avem nici microfoane atâtea. Abia avem pentru noi. Spune și Scriptura cumva ca o prevenție, să nu fiți mulți învățători, să fiți mai mulți ascultători. Cumva ca o prevenție, nu fiți mulți dintr-o branșă. Dar cum ar fi să fie toți cântăreți? Cum ar fi? Nu avem scenă pentru atâția cântăreți. Cum ar fi să fie toți misionari? Cine ar mai veni la biserică? Duminică de duminică. Etc. Cum ar fi să fie toți cu darul cârmuirilor? N-ar avea pe cine cârmui, că toți ar fi cârmuitori. Trebuie să mai ai și pe cine cârmui. Înțelegeți? Vocațional se referă la ceva atât de propriu, atât de particular, ceva care e al tău și a încă vreo câțiva, să spun așa. Mereu sunt tagme, mereu sunt nișe aici și în această frumusețe a diversității, nu, se ascunde îndeplinirea lucrării lui Dumnezeu. De aceea, cu adevărat, botezul este un început vocațional. Priviți la experiența lui Pavel, Saul din Tars, descrisă în Fapte, capitolul 9, când ducându-se spre Damasc, cum bine știm, să-i aducă legați la Ierusalim pe ucenici, se produce convertirea aceea dramatică în drumul Damascului. Și după ce ajunge acolo și se întâlnește cu Anania și îl vindecă Dumnezeu pe Pavel, se umple de Duhul Sfânt și este botezat în apă, zice că a rămas în Damasc și de îndată Pavel a început să dovedească evreilor din Damasc că Iisus este cine? Hristosul. Pentru că el pe drum s-a întâlnit cu Iisus și ca să fie sigur că s-a întâlnit cu Iisus, a întrebat, cine ești tu, Doamne? Și i s-a spus, eu sunt Iisus. Au făcut cunoștință. Poate credeai că dacă Iisus s-a înălțat la cer, nu-l mai poți întâlni. Pavel l-a putut întâlni. Sufletul tău, al meu, prin intermediul credinței, singura cale, printr-o deschidere sinceră a inimii, îl poate întâlni pe Dumnezeu cel de sus, cel măreț, cel nevăzut. Îl poate întâlni. Îmi place să cred că noi, de când am intrat măcar în biserică, măcar aici, măcar azi, l-am simțit pe Domnul. Realitatea prezenței Lui, chiar nevăzută, e o realitate. Și cu timpul ne dăm seama că realitățile nevăzute sunt mai frumoase și mai importante decât cele văzute. Ne dăm seama cu timpul în multe feluri, ține de experiența de viață, că uneori lucrurile pe care le avem, le ținem în mână, ceva palpabil, ceva, le scăpăm uneori printre degete. Ne dăm seama că tot ceea ce avem la modul vizibil se perimează cum noi ne perimăm din multe puncte de vedere. Totul se perimează, așa că ceea ce vedem noi în lucruri, ce vedem în lucruri nu este decât actul perimării, a degradării. În lucruri, în oameni, în trupuri, în noi. Vrem neapărat să vedem. Și când tocmai vedem, nu vreau să vă întristez, dar când tocmai vedem, asta vedem. Vedem cum totul se devalorizează și se depreciază. Entropic. Asta vedem.
Vrei să trăiești numai cu ceea ce vezi? Vrei să trăiești? Nu ești pe o cale bună. Nu te lăsa doar în seama văzului și a simțurilor. Vei fi mereu într-un joc al aparențelor. Îți vei trăi viața după aparențe, cum atâția contemporanei noștri, nu? Și o trăiesc cu nebăgare de seamă. Nu, dragii mei, dacă vrem cu adevărat altceva, dacă vrem ceva cu adevărat înalt și superior, atunci, bine zice Pavel, nu ne uităm la lucrurile văzute, ci ne uităm la cele nevăzute. Ne uităm spre Domnul și spre împărăția Lui. Iar împărăția Lui are nevoie de vocația ta, are nevoie de darul tău, așa cum este, mic, mare, nu știu cum ți-l cântărești. Toate darurile sunt mari pentru că sunt de la Dumnezeu. Toate slujirile sunt nobile pentru că vin de la Cel care atât a slujit, atâta hărnicie a depus, adică de la Domnul. Iar Pavel este o dovadă că odată cu botezul începe și slujirea lui în Damasc, apoi în Ierusalim, apoi prin călătoriile misionare, până la Roma, cum citim în cartea Faptele Apostolilor. Trebuie să știți, dragii mei, că se obișnuiește în biserica noastră ca cei care se înscriu la cateheză, până ajung în haine albe, cum îi vedeți. Fratele păstor are o discuție cu fiecare și în discuția aceea să știți că un punct e acesta. Cu ce vrei să te implici în biserică? Trebuie să știți că în momentul în care îi botezăm, ei deja au vocație și deja au o înclinație și unii dintre ei deja slujesc și să-L ajute Dumnezeu să slujească mai departe, cu inimă bună și dacă se poate, cu bucurie. Asta e mai greu, de aceea am zis dacă se poate. Dar să dea Dumnezeu să aibă și bucurie. În al patrulea și în ultimul rând, botezul este un început relațional. Relațional. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că odată ce te botezi, intri în trupul mistic al lui Hristos. Intri într-o comunitate de sfinți, evident cu S mic. Sfânt cu S mare e numai Dumnezeu. Niciun amin n-am auzit. Acum deja e prea târziu să nu mai încercați. Este o vreme. Dar sfinți cu S mic toți suntem. Apostolul Pavel a avut atâta curaj, aproape idealism, încât când a scris corintenilor, care i-a făcut cei mai mulți peri cărunți, corintenii, au zis, frați, sfinți, auzi, îi numește sfinți. Vede Pavel ce nu erau. Vede cu ochii lui Hristos. De aceea, dragii mei, odată cu botezul, în chip formal, noi îi trecem în registrele bisericii. Devin membri cu drepturi de plin. Dar dincolo de acest aspect scriptic, noi credem că prin botez, și numai prin botez, intri în comunitatea creștinilor. Prin urmare, ei vor continua să meargă la școală, la locul de muncă, vor continua să aibă amici și prieteni, vor continua să fie foarte rezonabili, atenți cu familiile lor, atât directe cât și familiile lărgite. Însă ei, de acum, de la ziua botezului, se vor atașa într-un mod mult mai apropiat, mult mai deplin, corect, de comunitatea bisericii, de comunitatea locală. Noi, ca și comunitate, să-i primim bine, să-i primim cum Hristos i-a primit. Un exemplu ar fi tot din Faptele Apostolilor, din capitolul 16, evenimentul acela descris atât de minunat de evanghelistul Luca, cu convertirea uneia dintre femeile, primele femei creștine, în localitatea Filipi, când Pavel era în călătoria misionară și în Filipi zice că una dintre femeile de pe malul râului, știți unde le întâlnește Pavel, pe nume Lidia, vânzătoare de purpură. Zice că Domnul i-a deschis inima să ia seamă la ce spune Pavel. L-a primit pe Domnul, a fost botezată ea și toată casa ei. Și după botez, aici am vrut să ajung, după botez a zis, dacă mă considerați credincioasă Domnului, veniți și rămâneți unde? În casa mea. Sigur, nu așteptăm ca vreun candidat să ne invite pe toți la el acasă. Nu așteptăm. Pentru că nu ne-am duce. De ce să-i strici omului ziua botezului lui, nu? Cotropindu-i pur și simplu spațiul. Lasă-i. Nu despre asta e vorba.
E vorba despre faptul că odată botezată Lidia n-a mai conceput casa ei fără frați, inima ei fără frați. Odată cu botezul, toți au încăput în inima ei, toți care nu încăpuseră până atunci, nu știa de ei. Ba mai mult, merge mai departe și în ultimul verset din capitolul 16, după ce va fi fost și peripeția aceea cu temnița și cu temnicerul, după ce se va înmulți biserica din Filip, și când mai mulți se vor fi întors la Domnul, cel puțin familia temnicerului, zice că s-au întors apostolii și s-au dus în casa Lidiei, dinpreună cu ceilalți, și casa Lidiei devine biserică. Prima biserică din Filip, care localitatea Filip este localitate de pe teritoriul, da, de astăzi al continentului european. Și iată cum prima biserică din Europa, ca și continent, este în Filip și prima convertită e o femeie. Și apoi un bărbat, temnicerul din Filip, dar inima Lidiei se deschide și inima ei are o altă înțelegere asupra relației. Pentru că botezul este un început relațional. În sfârșit, ai o comunitate de credință cu care te bucuri și plângi, unde te duci și te întorci, pe care îi susții și care te susțin, de la care înveți și tu de asemenea îți oferi exemplul tău, această comuniune, această părtășie în care suntem legați, pentru că în ultimă instanță nu cuvintele ne leagă, nu afirmațiile ne leagă, nu microfoanele ne leagă, ceea ce ne leagă, iubiții mei, este botezul, căci toți cu același botez ne-am botezat și în botez noi suntem una. Adunați cu toții la oaltă și când nu ne vedem, inimile noastre rezonează și ne rugăm unii pentru alții și gândim de bine unii spre alții să ne ajute Dumnezeu. Fie și pentru cei cinci, așa cum deja spuneam, botezul începutul cel bun și să le ajute Dumnezeu să rămână pe cale până la capăt. Amin.